Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Ana Maria Roman și începe Esențial, dezvăluire incredibilă în ședința Consiliului Economic și Social, acolo unde se dezbat chiar în aceste momente mai multe dintre ordonanțele date de guvernul Orban înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură. O parte dintre ordonanțe nici măcar nu aveau avizele tuturor ministerelor atunci când au ajuns la CES, a afirmat președintele Consiliului, care reunește patronatele, sindicatele, dar și societatea civilă. Vedem declarația acestuia. Trebuie să recunosc și știți foarte bine că o parte din actele normative care au ajuns la noi, creează cu pauză atunci, nu aveau, deși era pe circuit, nu aveau avizele interministeriale. Bineînțeles că s-a așteptat, bineînțeles că o parte a venit și o parte nu a venit. Mergem la colegul meu, Alex Vlădescu. Alex se află la ședința Consiliului Economic și Social. Bună ziua, Alex! Bună ziua, Ana Maria! Bună ziua, doamnelor și domnilor! E o ședință cu scânteie aici la Consiliul Economic și Social. Știm foarte bine, în ultima ședință de guvern, în data de 4 februarie, cabinetul Orban a aprobat 25 de ordonanțe de urgență. 19 dintre acestea nu aveau avizul Consiliului Economic și Social și iată că acum aceste ordonanțe au fost retrimise imediat după ce cabinetul Orban a fost demis, au fost trimise pentru avizare. Să-și obțină aceste avize, pentru că procedura spune foarte clar, așa cum bine ziceai și tu, Ana, o ordonanță de urgență, un proiect de ordonanță de urgență are nevoie de avizul Consiliului Economic și Social. Este un aviz consultativ, poate fi favorabil sau negativ, însoțit de observații, dar e nevoie de acest aviz înainte ca proiectul de ordonanță să fie aprobat. Iată însă că în această ședință acestea nu aveau aceste avize, au fost retrimise spre avizare. Până în acest moment au fost 5 ordonanțe de urgență dezbătute aici în ședința Consiliului Economic și Social, au fost scoase de pe ordinea de zi, practic membrii CES nu vor să își dea avizul. Între timp, 3 ordonanțe de urgență din lotul de 25 din ultima ședință au fost publicate în Monitorul Oficial. E așadar o ședință cu mare scandal, reprezentanții guvernului au încercat. Hai să vedem așadar care sunt cele 3 ordonanțe care au ajuns în Monitorul Oficial, care aveau toate avizele, care de altfel oricum urmează să fie atacate la Curtea Constituțională pentru că n-au avut avizele înainte de a fi adoptate în ședință de guvern, ca atare vor pica. Care sunt ordonanțele importante care se află în acest moment pe masa Consiliului Economic și Social? Înțeleg că inclusiv ordonanța privind alegerile anticipate pe care o așteaptă președintele României, Klaus Iohannis. Ei nu aveau posibilitatea legală, juridic, constituțional vorbind, să ne înainteze nouă spre avizare un act juridic deja adoptat. Noi suntem în fața faptului împlinit. Atrag atenția asupra unui alt aspect. Acest proiect de ordonanță nici în momentul de față nu are avizele interministeriale. În atar condiții, oricum trebuie returnat. Deci nu are sens să mai comentăm. Presupunând că totul e în regulă, dar nu este, așa cum spun și colegii, nu sunt avize. Nu numai că e procedura care îmi spune domnul Coarnă, că nu e respectată avizele interministeriale și alte proceduri, nu e respectată nici problema dialogului social între patronate, sindicate și respectivele ministere. Ca atare, e o problemă de fond, nu e o problemă care putem să o trecem cu vedere. Da, în continuare, Alex Vlădescu, în direct prin telefon. Așadar, Alex, ce se întâmplă cu ordonanța privind anticipatele și celelalte proiecte despre care guvernul Orban se lăuda că vor ajunge în legislație? Ana Maria, ordonanța de urgență privind alegerile anticipate a fost scoasă de pe ordinea de zi, practic a fost lăsată fără avizul CES, cel puțin deocamdată până când va obține toate avizele necesare și de la celelalte ministere. Aș vrea să fac o mențiune, pentru că spuneai puțin mai devreme, spuneai și tu, spuneam și eu, că în Monitorul Oficial tocmai au apărut 3 ordonanțe de urgență din lotul de 25. Vorbim aici despre ordonanța de urgență care reglementează circulația trotinetelor electrice sau ordonanța de urgență privind ajutoarele de stat pentru Tarot sau combinatul din Oltenia. Să știm însă că aceste ordonanțe, cea privind ajutoarele de stat, nu are toate avizele. Și tocmai a fost scoasă de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Economic și Social, tocmai pentru că nu avea toate avizele necesare de la ministere. Prin urmare, membrii Consiliului nici ei nu pot da un aviz din partea acestei instituții și mai ales sunt și supărați pe faptul că deja această ordonanță a fost publicată în Monitorul Oficial, repet, fără toate avizele necesare.
Vorbind despre ordonanța privind trotinetele, Alex, da, în acest caz, fără a avea toate avizele, a fost publicată în Monitor Oficial. Da, așa spun membrii Consiliului, că a fost publicată în Monitorul Oficial ordonanța de urgență privind ajutoarele. Bun, de dar stat acest lucru ar putea atrage, Alex, răspundere penală, nu în considerare că un document a fost publicat fără a avea toate anexele necesare, conform legii, poate fi un abuz în serviciu? Nu știu să mă pronunț aici, probabil că ar trebui să întrebăm un jurist, da, Ana Maria, dar cu siguranță legea a fost încălcată. Da. O spun clar și reprezentanții Consiliului Economic și Social. Bun, mulțumim foarte mult, Alex. Rămâne...